Scenele incredibile în care mai mulți tineri lovesc cu sete un alt coleg au fost surprinse de către un trecător în municipiul Ploiești. Patru tineri și-au unit forțele pentru a ataca un coleg și al bate fără mină. În imagine poate fi observată o tânără, cel mai probabil prietena victimei, care privește neputincioasă cum băiatul este bătut de ceilalți colegi. Bătăia a fost întreruptă de un șofer care a observat altercația, a oprit în dreptul lor și a claxonat până când tinerii s-au oprit să mai lovească victima. Psihologii susțin că cei tineri care lovesc, jignesc și umilesc colegii nu sunt altceva decât victime care la rândul lor au auzit sau au avut parte de același tratament în familie. În peste 97% din cazuri, cei care au maltratat copiii sunt la rândul lor minori, iar aceste acțiuni au avut loc preponderent în grădinițe și școli, acolo unde copilul învață să socializeze și să se integreze în societate.